Înțelesc, înțelește biserica aceasta cu hramul Sfântului Erar Vasile cel Mare, prin stopire cu apă sfințită. Slujba de resfințire a bisericii cu hramul Sfântul Vasile din satul Colibaș a fost oficiată de preasfințitul părinte episcop Nicodim. Lăcașul de închinare datează din anul 1919, fiind ridicat pe locul unei biserici din secolul XVIII. Prima reparație capitală s-a făcut în urmă cu 11 ani, când a fost restaurată pictura. În 2013, toată atenția preotului și a credincioșilor s-a îndreptat spre refacerea integrală a bisericii. Suntem nespus de bucuroși și fericiți că această biserică s-a resfințit în această zi sfântă pentru întreaga comunitate a satului Colibaș. La acest eveniment de suflet au participat mai mulți credincioși din localitatea olteană Văleni, unde boierul Constantin Colibășanu, originar din Colibaș, a ctitorit o frumoasă biserică. În semn de respect, parohul de acolo a adus un dar pentru lăcașul resfințit. Din partea parohiei Văleni, acolo unde vă aștept să faceți o vizită la cea mai mare și impunătoare biserică de țară din județul Olt, și pe dumneavoastră și oferim un dar, un sfânt epitaf al adormirii Maicii Domnului pentru biserica dumneavoastră și pentru credincioșii parohiei dumneavoastră. Între oficialitățile prezente s-a aflat și ministrul Ecaterina Andronescu, originară din localitatea mehedințeană Colibaș. Cred că resfințirea bisericii astăzi este și de natură să unească obștea satului și poate că în minute puține să-i determine să fie mai buni, mai toleranți unii cu ceilalți, să se ajute unii pe ceilalți, pentru că cel mai important lucru este să ne îndeplinim misiunea pentru care Dumnezeu ne-a trimis pe acest pământ. Pentru implicarea în această lucrare misionară, părintele episcop Nicodim le-a oferit oamenilor hrisoave de recunoștință, iar preotului Lucian Colibășanu rangul bisericesc de iconom stavrofor. Vrednic este! Părintele episcop Nicodim i-a îndemnat pe oameni să sporească în rugăciune, indiferent de vârstă. Să participați la sfintele slujbe, Dumnezeu să vă împlinească rugăciunile pe care le înălțați în vremea sfintelor slujbe. Cu această ocazie aș ruga tot tineretul nostru să vină să participe la slujbele de la biserică, să vină să ne întâlnim aici, să ne reprezinte pe noi comunitatea din comuna Malovăț. Sumele necesare reparațiilor capitale au fost colectate de la enoriași, dar și din contribuția Secretariatului de Stat pentru Culte. Pentru că...